Râsul este un act fiziologic considerat cel mai bun medicament. Acesta ajută organismul să elibereze endorfine și, printre altele, stimulează memoria de scurtă durată. Dar oare de ce râdem? Iată ce spune un nou studiu. Râsul este o formă de expresie a feței umane care exprimă veselie, fiind în corelație cu o serie de procese fiziologice. Este reacția normală a unui om sănătos la o situație comică, însoțită de o stare de relaxare după constatarea lipsei pericolului sau conflictului, fiind și o reacție de autoapărare față de senzația de teamă. Râsul apare la aproximativ 3 luni de viață, cu mult înainte să putem vorbi. La fiecare 10 minute de conversație, râdem în medie de 7 ori, spune un studiu. Din altul, reiese că suntem de 30 de ori mai predispuși să râdem dacă ne aflăm într-un grup. Ceea ce înseamnă, spun oamenii de știință, că acest comportament este, de fapt, o strategie de supraviețuire pe care o folosim fără să ne dăm seama, ca să le arătăm celorlalți că nu există nicio amenințare. De aceea, râsul este și contagios. Sentimentul de siguranță și încredere pe care ni-l conferă această stare ar putea explica și de ce ne atrag persoanele care ne înveselesc. Râsul este controlat de aceiași centri ai creierului care reglează și fricile sau emoțiile și are numai beneficii pentru corp. Ne crește cantitatea de oxigen inhalat, eliberează endorfine, ne scapă de stres și chiar de durere. În plus, stimulează sistemul imunitar. Relatează digiworld.tv.